Dar ce căută acest umeraș aici? L-a lăsat soția. S-a aprobat, a făcut ceva. Băi, 36 de calorii în 4 minute? Păi cât trebuie să dau în bicicletă, să dau și eu 500 jos? Deci, un calcul simplu, câte sunt? 3,40. 40 în 4 minute. Hai de mine. Deci mai trebuie să pun un zero. Azi am pedalat puțin, mă, pentru că am vrut mai întâi să le încerc așa, nu știu, vreo 15 minute, dar o să... Păi e bine, mă? 75? Nu e mult. Bine, urcă, văd. 78? 80?
Când erați voi aici, dădeam boxele la blană și așa le lăsam. Și așa o să fac zilele următoare. Da, mi-e dor așa, parcă... Bine, probabil că mi-e dor să dansez și într-un club, fără să cânt, fără să fiu la job, sau într-o discotecă, cum aveam noi pe vremuri. Am făcut chestia asta de revelion, dar mai puțin așa, nu foarte mult. Mi-e dor, mi-e dor de mișcare, mi-e dor de dans, mi-e dor de scenă, mi-e dor de tot ce înseamnă muzică, tot. Trebuie să tragem de noi să facem și sport. Odată când îți intri în linie dreaptă cu sportul, că eu am mai făcut chestia asta, nu mai e așa de greu, e chiar foarte ușor. Dar începutul e... La început ești entuziasmat, după aia scade și după aia dacă reușești a doua etapă să ajungi acolo, să facem fiecare zi sau de 3 ori pe săptămână, până la urmă, că nu e o problemă, este suficient și îți intră în stilul de viață. N-am loc, da, mie nu mi-a plăcut. Fetele de obicei când erau mici făceau și elasticul, săreau coarda, noi băieții cu mingea, eram cu alte jocuri. Dar am sărit coarda când tot așa într-un film l-am văzut pe un boxer de ăsta, pe un Rambo, pe un Rocky. L-am văzut pe ăla cum sare coarda asta, ei, că nu e așa, ce frumos sare băiatul la coarda. Gata, mă! Am mai sărit de mult și acum am trecut cu Gabriela într-un magazin, printr-un magazin de ne-am mai cumpărat un alta pentru sală și am zis, hai mă, să cumpărăm și niște corzi, să sărim și noi. Și ne-am cumpărat, acum sunt de piele, sunt pentru bărbați, sunt pentru femei, sunt pe mărimi, să-ți vină până acolo. Acum luam niște sforduri de plastic, ce neam, vreau, și săream. Bine, hai că, bun, mi-am dat seama că mai pot. Ăsta e, ca să înțelegeți, e prima oară când fac sală, cred că de când o cunosc pe Gabriela. Eu am făcut și aerobic și am fost și la sală aerob, anaerob, dar... Aveam și o farșă de aici. Dar acum am testez limitele, să văd ce mai pot și ce nu mai pot. Văd că cu coarda nu se uită, că am mers pe bicicletă, numai că trebuie antrenament. Bun. Până la vară, pătrățele! Așa mi-am propus până la vară să am pătrățele. De fapt, nu să le am, că eu le am, dar sunt ascunse de niște straturi, înțelegi? De niște probleme, de niște... Să dau jos un pic din burtică, normal, și să... Asta ține și de alimentație, nu numai de sport. Dar sunt convins că, oricum, fiecare an când vine primăvara, toți ne... Mă înfoiem așa, mamă, până la vară mă fac. După aia, într-o lună, două, pe Paște, așa, o lași mai moale.
Dar lasă că le scot eu la suprafață. M-am enervat. Păi ce n-ai, bă, mă? La vârsta mea. Stai să văd dacă pot să le ridic. Hai, bă, că pot. Una a fugit. Unde te duci, fata? Vino cu acela tata. Bineînțeles că am de... dus de 20 de chile. Și ne punem pe scaunul ăsta improvizat. Dar... De când m-am apucat de sală? Păi... De când nu erau sălile la noi în România? Generația mea se uita la filme cu Van Damme, cu Stallone, cu toți ăștia. Și aveam în curte la bunica, la Brașov, îmi pusesem tot felul de mingi umplute cu nisip legate cu sfoară de vie și dădeam cu picioarele în ele, cu pumnii. Stai că nu sunt feng shui, nu-mi place. Trebuie să stau drept. Soarele să vină, să mă mângă ușor. Făceam 100 de flotări când eram mic. 100 de flotări tremuram. Nu era bine, bineînțeles, trebuia să fac în serie. Eu făceam dintr-una, nu știam eu de serie. Dar mă, faci tu 30, faci 30, 40, nu, am ajuns la 100. Ți-mi minte că am ajuns la 100 de flotări. Și da, m-am ținut de sport. M-am ținut. După aia când am venit în București, fiind mai mare, erau săli de sport, am început să mă duc. Dar fără instructor, doar cu niște prieteni care știau ei de cum se face treaba. Și probabil că am făcut multe exerciții, fiind mamă tânăr, zici că pot, știi, dar după aia când trec ani, zici, stai mă puțin că am greșit acolo. Nu mai fac exerciții stând în picioare, tot din cauza coloanei, pentru că cred că am exagerat eu când eram tânăr și făceam din picioare, nu? De la purtatul ghiozdanului doar pe o parte sau mai greu decât trebuie să fie, părinții nu aveau informațiile astea să ne ajute și nici noi. Acum lucrurile stau altfel și sper ca copiii noștri să facă exercițiile corect, să aibă instructor, să aibă toate informațiile necesare pentru a crește și a dezvolta corect. Dansăm! Aștept să-mi pun și oglinzile ca să și dansez, că mi-e dor să dansez. Înainte dansam pe scenă, acasă nu prea dansam eu așa, dar pe scenă mai aveam o cântare, mai aveam un club, mai ieșeam și mi-e dor așa, știi, că totuși n-am îmbătrânit așa de mult și chiar și când o să fiu bătrân o să dansez, pentru că face foarte bine dansul. Și